Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi o să vorbim despre crizele vieții de familie. Viața de familie știm cu toții că este darul lui Dumnezeu. Există două momente importante într-o familie, în viața de familie: curtarea și construcția. Curtarea sau prin curtare se realizează familia și prin construcție se realizează fericirea, idealul. Curtarea este, este plină de speranță. Construcția este plină de perseverență, de răbdare, de muncă. Adevărul este că, asemenea vieții materiale, unde trebuie să muncești din greu ca să ai ce trebuie, tot la fel, la capitolul vieții de familie, trebuie să muncești din greu ca să ai o relație fericită. De cele mai multe ori, în perioada de curtare, ne uităm după lucruri care ne stimulează simțurile, care ne stimulează văzul sau care ne satisface văzul. Și după aceea, când încercăm să construim, ne dăm seama că avem materiale de slabă calitate. Și construim cu materiale de slabă calitate. Curtarea este fundamentală. Pentru că asta înseamnă achiziționarea lucrurilor de calitate pe care le folosești mai apoi în construcția vieții de familie. Crizele vieții de familie în procesul construcției apar datorită alegerii în perioada de curtare, a alegerii greșite, a alegerii bazate pe altceva decât pe caracter, decât pe calitate. Sunt multe crize, aș vrea să. Amintesc câteva dintre ele în intenția de a le identifica și de a le ataca. Prima criză este criza mentalităților. După curtare, urmează perioada de construcție și în perioada aceasta, când cei doi se pun împreună, dorm în aceeași casă, trăiesc împreună ca soț și soție, dintr-o dată își dau seama că în căsătoria lor există două căsătorii. Căsătoria lui, a soțului, și căsătoria ei a soției. Căsătoria soțului este diferită de căsătoria soției. Și aceste două mentalități despre căsătorie intră în conflict. Asta am numit criza mentalităților. Cele două mentalități despre căsătorie ale celor doi soți vor intra în conflict. Întotdeauna conflictul acesta este natural, dar el nu trebuie să rămână. Este o perioadă când cei doi folosind consensul se adaptează unul la celălalt, adică expune căsătoria din mintea soției la căsătoria soțului și invers. Fără consens, vor rămâne două mentalități despre căsătorie, care fiecare mentalitate are drumul propriu, care nu este uh, asemănător cu celălalt, nu se suprapune și nu se identifică cu celălalt. Această criză a mentalităților Vorbește despre doi oameni super ambițioși, cu o părere înaltă despre sine, cu o stimă scăzută față de partener, drept pentru care nu cedează nimic. Pe aici nu se trece, ca la mărășești. Fiecare își păstrează punctul de vedere și toată viața se ceartă având intenția să se impună. Este ideea aceea luptă sau fugi preluată din psihologie. Și aici este asemănătoare. Oamenii intră în luptă unul cu celălalt în perspectiva dobândirii de autoritate, de putere. Vor putere, vor influența asupra celuilalt. Aceste, această criză a mentalităților poate fi o criză naturală în perioada de început, a căsătoriei, când cei doi învață să se adapteze unul la celălalt folosind consensul, dar dacă consensul nu este folosit sau e folosit doar dintr-un sens și nu din ambele sensuri, atunci construcția căsătoriei nu se va realiza niciodată în sensul bun al cuvântului. Pe lângă criza mentalităților, mai este și criza monotoniei. Ce vreau să spun este că criza mentalităților. Se găsește la începutul căsătoriei, când cei doi învață să coabiteze, să trăiască unul cu altul fără să se certe, manifestând înțelegere, flexibilitate, respect și bunătate, și lăsând și unul un pic și celălalt un pic, și se întâlnesc undeva aproximativ la jumătatea punctelor de vedere care sunt polarizate. Însă, criza monotoniei nu este specifică începutului. Am trecut de început, am început construcția, am ajuns la uh, o, un punct de vedere cu privire la familie unitar. Îl împărtășesc cei doi cu mici diferențe de detaliu, dar uh, familia merge bine și apare dintr-o dată o nouă criză: criza plictiselii, criza rutinei, criza monotoniei. Uh, psihologia spune că la aproximativ șapte ani de la căsătorie apare starea aceasta de obișnuință atât de intensă încât nimeni nu se mai așteaptă la nimic nou. Totul este cunoscut, totul este vechi, totul este depășit. Monotonia conduce la plictiseală, la detașare emoțională, la formalismul relației, la pierderea bucuriei, interesului și a multor altor pierderi. Respectiv, pierzi entuziasmul, nu mai ești entuziasmat de familia ta, nu mai ești entuziasmat de nimic. Pierderea politeții, nu mai ești politicos, deja au trecut șapte ani, acum poți să fii mai direct. Uneori atât de direct încât devine uh, devii răutăcios. Pierderea admirației, ce să mai admiri? Admir cascada Niagara odată. Te mai duci încă o dată, o admir din nou, dar nu mai o admir la intensitatea primei admirații. Mai mergi încă o dată și încă o dată, păi nu mai admiri nimic, nici n-ai chef să te mai uiți acolo, pentru că toate lucrurile alea deja le ai în minte. Sau pierderea încrederii. Nu mai ai încredere pentru că era mințit, al era exagerat, acum patru zile a spus altceva și s-a pierdut încrederea. Fără entuziasm, fără politețe, fără admirație, fără încredere, aceasta este Criza monotoniei. Lipsa de satisfacție în cuplu motivează căutarea în afara cuplului. Iată, dar cum se complică lucrurile. Lipsa de satisfacție în interiorul cuplului motivează căutarea în afara cuplului. Și așa începe povestea nefericirii: flirt, trădare, infidelitate, divorț. În timp ce soții dau vina unul pe altul, monotonia din familie. Ar face bine să se gândească la ce fac ei pentru florile din grădina casei, ca să rămână mereu frumoase. Gândiți-vă la o casă a cărui curte este plină de flori. Cum reușesc, cum reușesc oamenii ăștia să aibă niște flori așa de frumoase? Îngrijindu-le, udându-le, smulgând buruienile. Altfel, orice floare va fi acoperită de buruieni. Răspunsul corect este îngrijirea. Răspunsul corect este îngrijirea. O relație care nu este îngrijită, în prima fază, va intra în conflict datorită diferențelor de mentalitate, iar în a doua fază va intra în monotonie. Nu mai simți nimic, totul este mecanic, dar în același timp vezi că ești atras de alta sau de altul. Ești tentat să întorci capul, ești tentat să produci un film în două secunde, unde. Amândoi sunteți rolurile principale într-o poveste de dragoste. De ce suntem tentați să fim politicoși cu alte Doamne și cu propria noastră Doamnă, care ne-a făcut copii, care ne-a pregătit mâncare, care ne-a spălat cămașa de-a lungul anilor? Nu mai suntem politicoși. Asta este o problemă de caracter. Asta este o problemă de caracter. Nu ne putem construi căsătoria pe baza simțurilor. Păi nu mai simt nimic. Pune mâna și simți dacă nu mai simți. Nu trebuie să simți nimic, dragul meu. Ca să-i duci flor soției, nu trebuie să simți nimic. Ca să-ți respect soțul, nu trebuie să simți nimic. E o alegere. Eu aleg acum în drum spre casă dacă mă opresc să cumpăr flor sau nu. Eu aleg. Nu trebuie să simt nimic. Ce să simt? Nu știu că este femeia mea pe care am luat-o de fată și am făcut împreună trei copii și avem șapte nepoți și de 40 de ani aproape suntem împreună, ce trebuie să simt? Nu trebuie să simt nimic. Trebuie doar să aleg să-i fac o bucurie. Și asta este manifestarea iubirii, manifestarea respectului meu. E prețuirea mea, e bunătatea mea, e mila mea față de această femeie alături de care călătoresc în viață în ultimii 40 de ani. Nu trebuie să simt nimic. Potoliți-vă cu simțămintele. Iubirea nu e un simțământ, iubirea e o alegere. Citiți în 1 Corinteni, capitolul 13 și veți constata că e plin de verbe. Dragostea e un verb. Îi duc, o ajut, o ridic, îi vorbesc frumos, o mângâi. Nu e vorba de ce simți neapărat. Când simți, simți în perioada îndrăgostirii, în perioada de curtare atunci când un hormon se activează pentru ca să te împingă în căsătorie și să perpetuie specia umană. Dar asta ține maxim, maxim 2 ani dacă se ajunge cumva acolo. Fluturia din stomac dispar după consumarea actelor intime de început. Și după curtare apare construcția, unde nu mai există fluturi în stomac, ci doar alegeri. În sfârșit, criza mentalităților, criza monotoniei și Criza căsătoriei copiilor. Sistemul de familie care a funcționat de la căsătorie până acum, prin căsătoria copiilor, devine disfuncțional. Sistemul din familie a fost conceput ca să răspundă celor prezenți, dar acum o parte dintre ei pleacă prin căsătorie. Și dacă s-a întâmplat să: Greșeala care se întâmplă în multe familii, tata să se asocieze cu un copil sau doi și mama cu alt copil sau doi, și fiecare să aibă ajutor de la un copil sau doi când copiii ăștia pleacă, cei doi oponenți se trezesc în aceeași familie ca doi străini, care nu mai simt nimic unul față de celălalt. cuibul e gol, iar ei sunt doi străini care s-au detașat emoțional și care se și miră ce mai pot face împreună. Acesta este mentalitatea unor oameni care nu au știut să rămână apropiați unul de altul. Sunt părinți care își iubesc mai mult copiii decât partenerul de viață. E greșit. Copiii apar la un moment dat în căsătorie și pleacă la un moment dat din căsătorie. Ei îi găsesc pe copii, pe părinți căsătoriți când se nasc și îi lasă pe părinți căsătoriți când se căsătoresc ei înșiși și își construiesc propria lor familie soțul cu soția, nu se poate detașa emoțional și fiecare să doarmă în alt dormitor sau în alt pat cu copilul. Noi nu am făcut legământ cu copiii, noi am făcut legământ cu și de viață. Noi nu am promis lui Dumnezeu nimic în legătură cu copiii, că ăștia mai mult de 20 de ani nu stau în gaz de la noi. Nu vorbesc ușor despre copii, pentru că copiii sunt frumusețea unei căsătorii. Dar atunci când compar soția cu un copil, eu am făcut un legământ cu soția mea. Când el s-a născut, ea era soția mea. Și când el se va căsători, ea va rămâne soția mea. Ea e prințesa mea, ea e alegerea mea, este iubirea mea. Când soțul și soția gândesc în felul ăsta, își cresc cu multă iubire copiii, dar nu îi lasă pe copii să-i despartă pe părinți. Dacă fiecare dintre soți ar gândi în termenii aceștia, ar manifesta loialitate, respect, admirație, entuziasm, încredere. Atunci relația de familie ar fi reinventată după plecarea copiilor și ar rămâne la fel de fericită ca înainte să vină copiii, ca în timpul în care au fost copiii și acum după ce ei au plecat, ar reinventa relația de familie. Stimați prieteni, intăm prin curtare în căsătorie și acolo construim. Ce construim? Știți ce construim? Construim ce am curtat. Că nu putem să avem o altă fată decât pe aceea pe care am curtat-o. Și dacă n-am curtat o fată potrivită, nu vom construi potrivit. Și dacă n-am curtat un băiat potrivit, nu vom avea materiale de calitate să construim. Și vom intra în crize de mentalitate, de monotonie și de casa care rămâne goală și nu se mai regăsesc unul în relația cu celălalt. Bucuria lor, adică copiii au plecat, ei nu mai sunt o bucurie unul pentru altul. Aș vrea să ne rugăm. Și domnișoara aceea care a devenit soția mea, când e bătrână și se numește bătrână, să nu folosesc cuvântul la urât babă, cuvântul la nesuferit și neadevărat, care n-ar trebui să existe în gura noastră niciodată, aceea va rămâne în sufletul meu, domnișoara pe care am curtat-o. Și felul în care mă raportez, mă port cu ea, va fi direct proporțional cu promisiunea pe care i-am făcut-o la început. Să-și lase părinții, să-și lase familia de origine și să accepte o viață cu mine pentru că eu sunt serios și o să o iubesc toată viața este o problemă de demnitate. Nu e o problemă de ce simți. Este o problemă de caracter. Nu vreau să neglijez simțămintele. Ele există, au rolul lor. Dar vorbesc puțin în maniera asta ca să pun în evidență că nu suntem conduși de simțuri. Ele sunt acolo, au rolul lor. Noi suntem conduși de alegeri, suntem conduși de caracter, suntem conduși de demnitate, suntem conduși de omenie, suntem conduși de ce am, de ce am fost în stare să construim o viață. Un om, nu altceva. Și vreau să ne rugăm lui Dumnezeu să fim astfel de oameni, pentru că astfel de oameni creează astfel de familii și cresc astfel de copii. Tată ceresc, stăm în fața ta și simțim că pe umerii noștri apasă această povară a vieții, a unei vieți de calitate. Ai murit pentru noi ca să ne schimbi, să ne restaurezi. Să iei urâtul și păcatul din viața noastră, să iei rușinea și imoralitatea, și să lași în urmă un om eliberat de păcat, curat ca un diamant care a fost spălat de cineva, care a fost strălucit de cineva, șlefuit de cineva. Stăm astăzi în această postură în fața ta și ne este rușine de lipsurile care se manifestă în viața noastră, deși am devenit copiii tăi, parte din poporul tău ne ajung din urmă, Doamne, defectele pe care le-am ascuns în loc să le eliminăm, ne ajung din urmă slăbiciunile de caracter pe care le-am cultivat, le-am repetat și cu fiecare repetare și am fipt mai adânc rădăcinile în viața noastră și am ajuns prizonieri, prizonierii propriilor noastre obiceiuri, dependenți de automatismele comportamentale pe care le-am cultivat prin repetare. Doamne, te rugăm frumos, iartă-ne și scapă-ne de ele. Ajută-ne exact ca atunci când schimbăm o roată de rezervă și când o punem la loc, o punem la loc în ordinea inversă în care am scos-o ca să o reparăm. Tot la fel, așa cum am cultivat altădată obiceiul urâte care te dezonorează pe tine și pe noi, ajută-ne în ordinea inversă să renunțăm la aceste obiceiuri urâte, la aceste practici nesănătoase, care sunt opuse voiei tale și să ne obișnuim să facem binele, să trăim în curăție la nivelul minții, sentimentelor și faptelor, ajutați de resursa Duhului Sfânt care a rămas cu noi după ce Hristos prin înviere s-a înălțat la cer. Când Mântuitorul s-a ridicat, mângâietorul la o distanță în timp de 10 zile, a venit și tu ai promis că va fi întotdeauna cu noi. El este cu noi ca să poarte resursele cerului de care avem nevoie să fim în stare să ne impunem prin voință și să alegem binele fugind de rău, pentru că noi vrem să mergem în cer, nu în iad. Ajută-ne, Tată, să ne formăm mai întâi caracterul și folosindu-ne caracterul să formăm familii puternice, nu familii oportuniste, nu familii care trăiesc pe baza simțurilor și pe baza emoțiilor și a lunii de miere. Tu ne-ai dat o viață de miere, nu o lună de miere, Doamne. Ajută-ne să construim această viață de miere. Nu pe emoții, ci pe alegeri, pe caracter și pe demnitate. Îți mulțumim că ne-ai ascultat, stăpânul nostru bun. Și îți mulțumim că ne ajuți și investești în noi. Te slăvim pentru aceasta. Prin Hristos. Amin. Oameni dragi, am ajuns la încheiere. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție, pentru interes, pentru faptul că suntem împreună de fiecare dată. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Sănătate, la revedere, să auzim de bine!